A7 TV. Trăiește viitorul. În 92 a apărut guvernul Văcăroiu. Da. A fost așa, domnul Văcăroiu a apărut brusc și din neant. Cum v-a ales ministrul de externe? E o poveste și asta. Asta e o poveste foarte interesantă. Vă știați cu domnul Văcăroiu dinainte? Nu, nu vă știați nici cu dânsul. Înainte de încheierea mandatului la Ministerul de Externe a domnului Adrian Năstase, care fusese în perioada respectivă, da. Și în perspectiva alegerilor care s-au făcut în 92, exista o anumită preocupare față de venirea regelui Mihai în România, care ar fi putut să aducă sau să dezechilibreze o balanță sau să mute voturile dintr-o parte sau în alta. Și atunci, mă rog, Ion Iliescu era președintele FSN-ului, ce era pe vremea aceea, a cerut să plece cineva, să aibă o discuție cu regele Mihai la Versoa, în apropiere de Geneva. Toată lumea a spus, băi, tu te duci că tu ai stat acolo, îi știi pe toți. M-am dus, într-adevăr, acolo. A fost o întâlnire extraordinară în care am stat de vorbă și cu regele și cu regina Ana. Și am încercat să aranjez într-un fel locul pe care îl poate avea în România. Spunând clar, domnule, e republica, nu știu ce, dar pentru noi, pentru istoria noastră, regele, maestatea sa, este o persoană deosebită. Inclusiv am avut discuții pentru Peleș, pentru redobândirea Peleșului, pentru Elisabeta, Palatul Elisabeta de aici. Ia uite de când se transase, și așa mai departe. Și până la urmă am ajuns la o înțelegere care, după părerea mea, sau mă rog, când mă ținea pe mine minte atunci cu experiența pe care o aveam, ca să ajungem la o înțelegere. Am venit, Iliescu mi-a mulțumit și, într-adevăr, după ce a apărut guvernul lui Nicolae Văcăroiu, pur și simplu, Ion Iliescu, ăsta e adevăr, a spus, eu vreau pe secretarul ăla de stat de la externe, care a rezolvat toate problemele, deci care are capacitatea, într-adevăr, să rezolve și cele mai delicate. Și așa a fost. Erau alții care așteptau scara respectivă. Asta a fost decizia și eu, așa, cu toată modestia, spun că a fost o decizie foarte bună. A7 TV. Trăiește viitorul.